Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române! Suntem în lunea de după pomenirea Sfintei Mariei Egipteanca, care undeva la orizont se arată o sărbătoare. O sărbătoare care vine odată în plus să ne întărească și să ne spună cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de importantă este prezența Lui în lume. Astăzi l-am pomenit pe Sfântul Nichita Mărturisitorul și pe Sfântul Ilirie, iar în rânduiala lecturii psaltirii am ajuns la Psalmul 72, pe care îmi îngăduiți să vi-l citesc măcar în parte. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. Țineți minte că am mai citit aceste versete și nevoia de a deschide într-un fel sau altul rana judecății aproapului de care suferim toți. În urmă cu ceva ani, aici, în Catedrala Mitropolitană, lângă care acum filmăm, unul dintre marii profesori ai Facultății de Teologie, Nicolae Terchile, explica într-o predică în duminica întâia după botez cât de important este să se înțeleagă de ce nu e bine să-L ispitești pe Dumnezeu cu judecata aproapelui. Spune el atunci că cel care arată soarele și peste vii și peste mai puțin vii sufletește, cel care binecuvintează și pe păcătos și pe cel bun deopotrivă cu lumina zilei, nu poate să fie nedrept în a lua viața de fiecare dată când omul greșește. Sigur că era o argumentare la nivelul anilor 1923, când are loc predica, când se prezinte predica aceasta dinaintea credincioșilor, dar rămâne valabil acest Dumnezeu nu poate fi altfel. E impresionant modul în care iubirea Lui ar trebui să ne vindece de răutatea noastră. Cât de atent este David la acest amănunt, reiese și din acest verset care mie, din punctul meu de vedere, spune mult mai multe decât foarte multe alte versete. Iar mie a mă lipit de Dumnezeu bine este a pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. A mă lipit de Dumnezeu bine este. E modul în care, dacă reușești să-ți trăiești viața ca om, nu mai încape între tine și lumea din jur răutatea pe care să-ți o cultivi cu judecată. De aceea îngăduiți-mi în această săptămână care premerge, într-un fel sau altul, unei sărbători care schimbă ecoul lui Osana în Răstignește-l, să învățăm să cântăm Osana, nu Răstignește-l cu orice preț pe celălalt. E săptămâna în care facem efortul de a fi oamenii lui Dumnezeu, uneori cu prețul liniștii noastre. E mare taina aceasta așezării în liniștea pe care Dumnezeu ți-o dă prin nejudecare. E mare și pentru aceea că ne învață de fapt să trăim înaintea lui Dumnezeu ca dinaintea propriei noastre judecăți. Mâine este o nouă zi.